Salutare, oameni buni! E vară, iar gândurile noastre de mult au plecat toate în vacanță. Care probleme de rezolvat, care facturi de plătit, care datorii de dat, toți banii strângem pentru cele mai frumoase călătorii de vis. Iar atunci când stăm seara la o masă de discuții, punem planurile de vară în aplicare sau ne întoarcem cu gândul la vacanțele din copilăria noastră, la gelunchii zdreliți atunci când învățam să mergem pe bicicletă, la copacul cu cereșe din ograda bunicii sau la hudița îngustă ce ne ducea spre cele mai frumoase peripeții. Pentru că persoanele publice întotdeauna sunt în văzul tuturor, iar vacanțele lor puse pe rețele de socializare stârnesc atâta discuție, intrigi și, bineînțeles, emoții, am zis să facem astăzi o emisiune cu oamenii care își pun vacanțele în văzul tuturor. Dacă e sau nu fericirea în aceste poze sau dacă tânjesc și ei după o vacanță la țară, ne vor spune chiar dânșii pe parcursul emisiunii, așa că merg să-i salut pe toți și să le mulțumesc că și-au făcut timp pentru o seară în familie. Salutare, oameni buni! Bună seara! Bună seara. Vă e dor de vacanță? Vă e dor de mare? Da, sigur, da. Haideți să facem prezentările pentru cei care stau cu spatele la televizor, nu? Că dacă întorc ochii spre ecran, cu siguranță că nu mai e nevoie de nicio prezentare. Victoria Lungu e deja pe plajă, da. Drept dovadă că reflectoarele noastre de aici se asociază cu soarele, nu știu, Turciei sau poate litoralului Mediteranei. Anul ăsta nu am reușit să merg la mare și de-aia am zis că în câteva clipe o să mă simt pe litoralul mării alături de colegii mei. Bă, trebuia să-ți iei și cremă de protecție. Am și cremă, am de toate. Și un pic de bronz pe care l-am prins prin oraș. Da. Laurențiu Popescu, cu gândul la mare, probabil. Vă salut cu drag și bine v-am găsit. Aura. Mă bucur să fiu alături de colegii mei. Eu am venit în alb, că e culoarea verii, exact, și vara, de exemplu, eu nu suport căldurile foarte mari și atunci mă străduiesc să îmbrac ceva foarte, foarte deschis la culoare și foarte, foarte lejer, subțire, știi, să mă bată vântul din toate părțile. Să se lipească de corp. Exact. Pașa Parfenii, câte destinații pentru vara asta? Am câteva, de acum mare dragă să vă povestesc, da. A, ce invidioasă sunt deja. Da, planific să merg la Vadul Vodă chiar. Și mai am niște. De ce nu? Da, exact. Avem apă. Aleona Treboi, care nu știu dacă o să meargă la mare în vara asta, sau poate cine greșesc a eu. Cine a zis, nu se știe niciodată. Voi sunteți doi pe canapeaua aia și vreau să te felicit pentru că nu te-am văzut atât de aproape în ultima vreme și am zis chiar vreau să te felicit. Nu-i observat. Dar eu mă gândeam, de ce stai Aleona singură în canapea? Doi într-un fotoliu. Să știi că este o premieră când anunțăm despre asta. Deci vrei... Să știi că noi te bârfim de mult. S-ar putea să devină Ana dacă tot tu ai spus-o prima. Da. N-ai nicio șansă că e viceversa. Și Ion Curmei, director de agenție de turism și acum nu pot să dau denumire, dar dacă mă uit bine la tine, te cunoaște o țară întreagă, pentru că ești probabil cel mai deschis director de agenție de turism. La orice întrebare găsește răspuns și este foarte disponibil pentru jurnaliști, iar lucrul ăsta nu face decât să ne bucure. Și faci parte dintr-un consiliu de administrare a agențiilor de turism și asta înseamnă că știi tot ce preferă moldovenii pentru vara lui 2018. Ne stărăim să fim la curent cu toate informațiile, desigur. Hai să o luăm pe rând. Ziceam de genunchii zreliți din copilărie și tare mi-ar place fiecare în parte să ne spuneți despre vacanțele din copilărie. Unde au fost, cum au fost, câte amintiri ați adunat, câte poze ați reușit să faceți? Reușeam de toate să fac vara și să-mi zdrap în genunchii și să-mi rup picioarele și să fac probleme părinților. Părinților sau bunicilor? Bunicilor, da, și bunicilor, dar știi că acum mi-amintesc acele vacanțe la țară și probabil pentru mine sunt cele mai frumoase amintiri, fiindcă în acea vacanță eu nu doar toată ziua stăteam și nu știam ce să fac, da? Deci băteam câinii sau cum se mai zice. Eu mă duceam la țară la bunici și o ajutam pe mătușa mea la cules tutun. Da, aha. Da, să știi. Atunci că asta era obligatoriu. Nu voi copii. Da, se știa. Eu vreau să interesantă mare. Da, vreau să zic că se știa, dar oricum copiii mergeau, ajutau. Nu-mi plăcea să culeg tutunul și atunci mătușa a văzut că nu prea-mi place să culeg tutunul și trebuia să mă scol la 5 dimineață și să urc într-un camion de ăsta cu toate femeile, știi? Mă îmbrăca în niște căldruri de la tutun. În grăzovaia? Exact, în grăzovaia. Și mânele negre și mă îmbrăca în niște fuste lungi și ca să nu mă murdăresc.
Dar nu era problema asta, nu-mi plăcea procesul culesului și atunci îmi spunea, ok, bine, hai, tu nu-ți place să culegi. Atunci tu când te trezești, te duci prima la brigadă acolo și ocupi locul mai aproape de cântar, bine, ca noi să nu turăm pe urmă, fiindcă se aducea tutunul acolo la brigadă în niște, pe niște locuri și se punea pe ac și apoi se întindea pe șfară și apoi toate șferele astea se puneau la cântar și fiecare cât culegea, atâția bani primea. Era, apropo, ca să înțelegi, mătușa mea primea mult mai mult ca părinții mei împreună, da? Fiindcă era un lucru foarte plătit. Și plăcerea cea mai mare era să ajung cât mai repede acasă, să mă spăl, fiindcă la ora 9 vineau vacile. Și înseamnă că ne întâlneam la toloacă cu seminii mei, da? Eu vaca noastră în ochi nu știa. Mai mult ca atât, iar mă gândeam de ele. Știa. Da, nici ea nu mă știa. Important era ca eu să vin la ora 9 seara la toloacă și să mă întâlnesc cu prietenii mei, da, din sat. Fiindcă eu, pentru mine, uite cea din oraș, atunci când veneam la țară, pentru mine acolo era aventura, acolo eram liberă, acolo eu puteam să fac ce-mi doream, înțelegi? Fiindcă în oraș erau mai puține lucruri. Da, apropo de bunicii noștri, Pașa a pus recent o poză cu bunica lui pe Facebook, nu? Așa la este, aniversar. Da. Ah, tare frumoasă e bunica ta și exact asta am zis și eu. Ce păcat că nu mai am și eu bunici, că o să le zic la mulți ani. Ești iubirea cea mare a bunicii? Nu neapărat, pentru că nu sunt eu un singur nepot. Dar mândrie, da. Da, mai puțin contează. Ea este mândria noastră, cu siguranță. Noi, toți nepoții și toți și părinții mei, o apreciem foarte mult. Și chiar este excelent, după părerea mea, la vârsta ei reușește să facă foarte multe. Dacă, de exemplu, eu azi o să telefonesc și o să rog mâine, bunica, poate pot să vii până la Chișinău să-mi gătești o zeamă, vine. La ora 7 deja este la tine. Eu am fost ultimul într-o familie de 11 copii și am fost cel mai alentat. Vă dați seama, dacă eram mulți înaintea mea. Eu, într-adevăr, fiecare om așteaptă vacanța frumoasă, mult așteptată, dar cel mai mult așteaptă copiii. De aceea, la fel ca și Aurei, mi-a rămas în suflet anume cele vacanțe petrecute la țară, când erau părinții mei în viață, când erau frații, surorile alături, birișorii, colegii mei de clasă. Așteptam ultimul sunet ca să mergem la tabăra de muncă și odihnă, așa? Era, accentuez, de muncă și odihnă, pentru că combinam munca cu odihna. Ce cântam, spuneam poezii, fotbal, tenis, volei și plus la asta, 2-3 ore pe zi mergeam la prășit, la vie sau la legatul viei. Combinam, am spus, și era destul de frumos, destul de interesant. Ne aducea la meciurile de fotbal, brigada școlară, când juca Zimbru, pe atunci Nistru, în campionatul Uniunii Sovietice. Într-un fel tu veneai la capitală, știi, era un fel de excursie. Sigur, sigur. Și clar că părinții mei nu își permiteau ca să mergem la mare. Ei s-au dus în lumea celor drepți, dar așa și n-au văzut nici munții, nici marea. Dar plecam cu brigada școlară. Mergeam vinerea și ne întorceam în duminica. Mergeam vinerea, ne cazam, știți unde ne cazam? Scoteam saltele din autobuz și sub ceruri liber, dormeam, ne voleam cu niște pături. Asta era cazarea noastră, dar eram fericiți, eram veseli, mergeam la scrânce. Atunci au început aparatele, cele care se împușcau avioane, Marscoi Boi, pentru prima dată acolo, la Odessa, apropo, ziceam. La Zatoca pe acolo, așa? Noi cred că toți pe acolo, Marea, prima dată am văzut. Dar nu era altă mare pentru Republica Moldova decât cea în Ucraina. Victoria, sapă, tutun, boboci. Eu pot să mă laud, dacă am să zic. Eu am copilărit acolo unde a copilărit și Guguță. Și am fost o norocoasă pentru că casa mea este exact lângă râul Răut și eu am avut marea lângă mine toată viața. Când veneam de la școală, aruncam geanta peste gard și evident că eram în not, eram foarte, foarte multă lume. Eu nu am fost un copil cu minte, asta pot să o zic, pentru că eram o șoteoasă și eram genul de copil care spune Aura că ea venea la țară. Cred că exact cum mergea și Valeria mea la țară și venea din oraș și era ceva. Eu am crescut cu tutun în casă, de mică mă trezeam, mă punea mama în sacul cu tutun și eu acolo stăteam până ceilalți munceau, după aia toate lucrurile am făcut. Am fost la munte, am fost în Carpați, pentru că copiii care învățau bine la școală ne adunau dacă aveam note bune,
am fost, țin minte, că dormeam într-un pod, am fost și la mare, exact cum spun. Brigada școlară. Am fost și la brigada școlară, furam mere, furam cirești. Da, e mult, a fost foarte frumos. După aia, în clasa întâi, țin minte că aveam așa un păr mare și de la ce, că mă scaldam în răut și am prins tot felul de gândaci de colorado în cap și m-a tuns, am o poză când sunt tunsă cheală. Da, am o poză pe care toată lumea a văzut-o pe Facebook. Eu am avut o copilărie foarte, foarte frumoasă și pentru asta le mulțumesc părinților mei, pentru că chiar am văzut și marea. Mama mea era un fel de brigadier în sat, zvinavoaie, cum se mai numai pe atunci. Și noi, fiind mulți în familie, evident că dacă aveai, trebuia să dai niște normative cu chestiile astea, cu tutunul. Bine, eu eram copil, nu pricepeam acum deja. Și evident că mergeam la mare. Am fost și la Sârghivca, am fost exact așa cu mașinile, găteam. Tare îmi plăcea când cei mai maturi prindeau pește și găteau tot la ceunele astea și mie mi se părea atât de gustos și dormeam pe saltelele astea afară, sub cerul liber. Atât de frumos mi se părea, pentru că nu știam că mai există altceva. Și amintirile astea... Dar le-aș... hoteluri de 5 stele nu erau atunci. Nu, erau pansionate. Cred că nimeni nici nu știa că se cataloghează după stele. Da, asta e, nu era atunci. Eu amintirea cu marea nu am așa cu saltele, fiindcă fiind de la oraș, totuși părinții mei primeau un fel de foi, da, și plecam pe 12 zile, dar amintesc foarte bine acele căsuțe și acele ligheane în care trebuia să vii să baci picioarele din nisip, să ți le speli, să intri în odaie și erai chemat de 3 ori pe zi la mâncare. La mâncare, da, da, exact, dar mâncare era un talger de terci și un borș cu varză, cum așteptam, atât de bun. Așteptam cu nerăbdare. Și o bucată de slănină cu o ceapă și usuroi și mămăliga de acasă, mamă. Vezi cum e? Depinde unde faci, unde ești să primești. Aliona, ceapă și usuroi și slănină, mirosul din copilărie sau nu? Ei, fac parte din alte generații. Păi tocmai asta așa. Eu știți că nu sunt chiar atât de nouă cum vă pare. Eu sunt norocoasă să fi avut străbunei până în clasa 9. Am avut bunei până acum nu de mult și îmi pare foarte rău că bunica mea s-a stins exact cu o zi înainte de a apărea Roxanda și n-am avut ocazia să le întâlnim, pentru că probabil, știi, suflet pleacă, altul vine și se reîncarnează, eu cred în asta. Dar, per total, am avut o copilărie cât se poate de frumoasă. Am fost foarte cu minte pofida faptelor, lucrurilor care s-au spus mai devreme. Eu am fugit de câteva ori de acasă, bunica m-a găsit la ceaină. Beam apă dulce cu băiatul nanei mele și eram bine mersi, m-a luat acasă, era amiază și acum țin minte. M-a bătut, m-a hrănit, m-a scăldat și țin minte când mă scăldam, îi ziceam, las că și eu când ai să fii bătrână, am să te bat, am să te hrănesc și am să te culc. Și după aceea m-a pus la culcă. Era o pedeapsă mare, apropo, exact, să te culci la amiază. Și cam asta a fost. Aveam obiceiul, frumosul obicei să mă sui pe gard, pentru că nu-mi prea dădea voie să ies în drum, din cauza că încercau să mă protejeze, să nu mă rănesc, să nu cad, să nu, pentru că eram năzbătioasă. Și tu sărei gard, nu știu de nu, ce eu trebuia. Eu urcam pe gard și întotdeauna ziceam, bună ziua, dar vreți să vă cânt un cântec? Toți trecătorii. Și insistam să le cânt și toată lumea, bine cântă, și se opreau de drum și mă ascultau. Au fost zeci de povești din astea, una din ele foarte haioasă este faptul că într-o vară trebuia să merg cu colectivul din satul Bujor de fluieriști să cânt la festival în raionul Hâncești. Acolo, în juriu, trebuia să vină mama mea. Înainte de asta, cu 2 zile, mi-am rupt mâna. Evident că am încercat să o protejăm pe mama, să nu-i spunem despre acest incident. Și când am ieșit în scenă cu mâna în gips, mama mai n-a leșinat și mai n-a căzut de pe scaun. Când m-a văzut și nu i-a venit ochilor să creadă ce vede, știa că trebuie să vin intactă, logic. Da, și sigur că după aceea a sunat-o pe bunica tremurând și a întrebat ce s-a întâmplat. Și bunica a asigurat-o că totul e bine, noi am rezolvat. Tu n-arăți frumos că nu erau mobile atunci. Da, trebuia și... să găsească un telefon fix ca să dea un apel telefonic. Exact. Și oficiu poștal pe atunci. Țin minte că... Fac comandă la poștă. Da. Țin minte că eram îmbrăcat într-o bluză și tot încercam să o trag deasupra să nu se vadă gipsul, știi? În speranța că mama nu o să observe, dar evident n-avea cum. În fine, a fost o copilărie tumultoasă și cel mai emoționant moment din viața mea erau acele momente când, ziua mea fiind pe 21 iulie, în miezul verii, toată lumea era acasă, toți verișorii, străverișoarele, străbunei, bunei și toate rudele, care erau foarte mulți, vreo 35 la număr, veneau toți la mine. Și atunci, prima zi se făcea ziua de naștere propriu-zis, cu cântec și dans până dimineața obligatoriu. Bunelul meu, Dumnezeu să-l ierte, el a fost cel care m-a învățat să dansez pe la vreo 2 ani și eu deja tropăiam cu el în rând.
ori a doua zi neapărat se făcea dresul. Dresul însemna că toată lumea venea la dres, adică să-și dreagă durerea de cap de aseară. Mă și zamă. Da, exact. Ioane, tu ce amintire ai din copilărie? Acum ascultând ce se întâmplă vis-a-vis. Eu tot la bunici, ca toți, cam, dar sunt din Chișinău și mergeam și la mare. Dar de obicei scăldatul meu era toate bultoacele care erau după ploaie de astea mari. Nu știu, îmi plăcea foarte mult să merg la verișorii mei la tatăl sat, unde mergeau cu rândul și niciodată nu puteam să înțeleg de ce ei nu doresc să meargă, că era interesant pentru mine să merg undeva cu animalele pe deal. Așa cum Laura aștepta la ora 9 să vină cerea de acasă. Doar că ei mergeau în fiecare zi, dar eu vedeam o dată în lună și pentru mine era interesant, pentru ei era ceva obișnuit. Dar pe casă permanent îmi plăcea, ca la toți copiii. Pe casă permanent te urcai? Nu, așa, îmi plăcea să văd tot de sus satul, ce se întâmplă, da. Aura, nu vrei să ne cânti ceva despre vara? Despre vara asta, din anul ăsta? Da, e normal că am o piesă pe toate timpurile, știi? Eu mi-amintesc când am lăsat această piesă, apropo, acum 11 ani, 2007, pare mi se am lăsat-o. Mi-amintesc că am realizat și un videoclip. Și acolo e foarte bine arătat, deci fata cu sapa, fata care, cu sapa, exact, care stând la prăjit, visează să ajungă pe litoralul mării și să întâlnească pe cineva acolo și când se trezește, de fapt, este un vis. Te rugăm să treci pe scenă și noi ne mai adunăm gândurile și amintirile. Da, mersi. Să ne ascundem undeva, unde marea și-a găsit.
Bravo! Acum aș fi, mă gândeam cam ce întrebare ar trebui să vă pun ca să vă provoc și mi-am dat seama că copilăria copiilor de la oraș diferă foarte mult de cea a copiilor de la țară. Ori acum, la înălțimea anilor noștri, întotdeauna zicem că cea mai frumoasă copilărie este totuși cea petrecută la țară, fără canoane, fără asfalt, fără mama și tata care se duc la serviciu și ori te încuie în apartament și îți spune să nu ieși. Fără calculatoare. Fără calculatoare, asta nici nu se mai discută, telefoane, mobile, gadgeturi în general. Aici avem generații de copii care au fost la oraș duși la țară și avem copii care au crescut la țară. Ori deja sunteți și voi orășeni și aveți copii. Știi ce mi-amintesc? Da. Eu, apropo, tu spuneai exact despre faptul că sunt cei care au crescut la țară și cei invers care îi duceau la țară. Eu mi-amintesc verișorii mei când veneau de țară, veneau la oraș vara uneori. Și eu mă uitam aparte la ei cum mâncau câte 5 înghețate odată. Dar nu așa, dar se scăpau la înghețată, știi? Și mă uitam, ce-i voi cu ei, Doamne ferește! Iată care era diferența, știi? Fiindcă pentru ei plăcerea orașului era de a mânca înghețată, de a merge la desen animat sau la cinematograf, da, la tot felul de carusel. Iar pentru noi, cei de la oraș, pe 31 august mă luau părinții de la bunei plângând. Înțelege că așa, că vroiam să rămân acolo. Deci, viceversa păi, exact cum îți plăcea ție să vezi când vin vacile acasă da, și lui Ion să meargă da, cu rândul. Și cu câtă plăcere a zis Laurențiu despre excursiile la capitală care da, se organizau. Da, vezi diferența de copilărie? La planetariu, la circ. Da. Aici vreau să mai adaug, nu doar la capitală, pentru că, de exemplu, eu am stat la Orhei cu copilărie. Și tot e oraș. Și tot e oraș, cumva, da, și tot am stat la etaj. Și nu a fost, adică, așa mai de mare diferență între oraș și sat, cumva, uh-huh, într-un fel. Că noi, cei de la, cumva, provincie, putem să numim, da, nu... nu da, bunica ta tot la apartament a stat? Da, tot a stat la etaj. Vrei să zici că nu ai avut nicio casă? Nu, eu acum vă ascult și... Pașa, vină la bunjur. Sunt sănătate. Unde se întâlnesc vacile? La noi a fost în luacă, dar eu nici nu știam la față. Eu până în clasa nouă nu am fost în oraș și nu știam și pentru mine era Chișinău. După Chișinău nu mai există nimic. Era o senzație din asta că Chișinău este ceva foarte, foarte mare și dacă o să merg acolo, pentru că atunci când am venit eu pentru prima oară să mă aduc sora mea la Ștefan Neaga, am venit în oraș și eu mergeam, mă țineam de fusta ei, Doamne ferește să nu mă piardă. Chiar dacă deja eram clasa nouă, îți dai seama. Și mă gândeam că atunci când am ajuns să meargă Valeria la țară, țineam minte că mergea în sat, bine fiind micuță, și spune: mama, uite vaca, mama, uite oaia. Știi, era pentru ea atât de interesant și atât de frumos. Și când ajungea vara, îmi spune: mama, eu vreau la bunica, te rog eu frumos. Mă ruga ca să ajungă la țară, ca să stea cu copiii acolo, pentru că venim din oraș, ea vorbea foarte bine româna și toți copiii o așteptau și spunea: a venit româncuța. Și asta mi-aduc aminte că ea mai mereu venea cu pletele în vânt, așa, la Răut și la Iazul din sat și îmi spunea: mama, abia aștept vacanța să merg la bunica păi la țară. Păi era vedetă din câte îmi zici da, acolo. Fetele de la oraș erau întrebate acolo la țară. Da, acolo da, ne simțeam vedete. Acolo erau vedete, admiratoare, exact. Asta e, da. Apropo de vedete, da, eu tot țin minte că toată lumea mă cunoștea pe mine și când am ajuns să merg la discoteci, tot mă salutau și vorbeau cu mine de parcă mă știu de 1000 de ani și habar n-aveam cu cine vorbesc. Dar mă rog, încercam să fac față tuturor acestor întâlniri. Pentru mine era straniu că trebuia să dau bună ziua la toată lumea. Da. Și mergeam la verișoarele mele, pentru că și eu am avut bunici și unchi la țară și ele vorbeau și lumea chiar le cunoștea și ziceam: dar ce și pe asta-l știi? Dar ce și cu asta te știi? Toată lumea. Îmi sperea foarte straniu când sat lumea se cunoaște, toată lumea se cunoaște și întreba: dar ce faci maică ta, dar ce faci taică ta, da asta a cui? Da, asta. E Liubi. Și, da, acum și acum am mai rămas senzația aceasta, pentru că eu atunci când merg în sat, evident că și la volanul mașinii, atunci când conduc, opresc mașina și mă salut cu toată lumea care stă, e starea asta când toată lumea stă pe la poartă, pe scăunaș și stă și la poartă. Și evident lumea, că dacă ai trecut cu mașina și nu te-ai salutat, toată lumea știe: măi, a venit Victoria în sat. Și atunci eu: bună ziua, bună ziua. Cui trebuiesc vorbele astea? Hai, uite, a venit Victoria Longu și da. Pentru că simt oamenii, pentru că
că sunt oamenii din sat și dacă în sat nu te saluți, dacă la oraș nu te saluți, e ok. Dar în sat, dacă vii și vii foarte rar și nu te saluți cu un om, este că nu-l respecti. N-ai șofcat. Chiar dacă nu-l cunoști, dacă eu nu cunosc, pentru că sunt alte generații și dacă nu te saluți, evident că omul spune, măi, dar tu ai văzut că a fost în sat, dar ci cu nasul pe sus, că nu a zis bună ziua. Pașa, dar tu chiar nu te-ai urcat în niciun cereș în copilărie? Ei, da. Nu. Pentru că eu când am venit la bunici ca să mănânc cereșe, pentru că eu tot stăteam la Ioloveni la bloc și nu aveam copac de cereșe. Și așteptam duminica mare să merg la camp. Noi n-aveam, dar restul avea și... A, și tu mergeai la furat? Nu. Nu, noi am avut chiar și o vilă unde mergeam, da. Unde creșteam de căi. Eu știu cum crește cartofi. Eu știu cum cresc lucrurile, căpșuna și așa mai departe, că noi tot le-am crescut. Și cum spunea Victoria, și tot orheiul tot e pe raut și tot am scădat și în raut și am prins și raci și pești. Și broaște. Și făceai la grătar. Nu broaște mai la grătar. Broaște grătar, le puneai cu smântânică, cu muntișori. Tu așa făceai? Măi, nu, ne mergeam, nu le găteam așa. Noi mergeam, asta era cel mai curios, că noi mergeam cu chestia asta, cu drușleacul. L-am prins broaște și era foarte mult. Ce ne prindeam multe broaște? Da, și după aia le băgam pe băieți. Da, asta vedeam la băieți, na, acum ce... Asta le vedeam la băieți, că erau băieți foarte mult și ei prindeau. Păi da, acum, măi, dar broaștele e delicat. Nu mai sunt broaște care sunt crescătorii. Dar noi nu știam atunci. Exact. Dar știați că se mănâncă broaște, da? Păi nu, noi ne uitam, noi fiind copii, fetele, da? Noi nu știam, dar vedem că băieții fac. Prindeau peștele astea micuți, care la fel îl băgau pe... Pește și broaște și vrăghi. Când plecam la țară la bunie, odată în săptămână, ziua de miercuri, vinea aftolavca. Așa se numea. Aha, cu înghețată? Cu de toate. Deci era un fel de mașină cu cuzov mare. Da, în care erau toate. Începând dacă vorbim pe românești. Da, începând de la haine, electrocasnice. Cum poți să zici aftolav pe românești? Nu știu, n-am idee. Deodată în săptămână, îți spun, începând de la haine, încălțăminte, electrocasnice, kvas, înghețată, diferite, diferite lucruri, foarte multe. Uh-huh. Și eu, fiind la tutun cu tătușa, deci el la sfârșit de vară nu-mi dădea bani, dar de fiecare dată la aftolavcă îmi cumpăra ceva. Fiindcă cel mai interesant cu aftolavcă aceea puteai găsi lucruri care nu le găseai la Chișinău, numai dacă aveai pile. Pe cuvânt, deci la țară, uite, era așa ceva. O mașină mobilă, măi, care venea în oraș, exact cum se face la țară, acum ea, vine mașină. Victoria, mașină mobilă și aftolav, că-s două lucruri. Păi dacă am așa aftolav, că e așa eu. Dar țineți minte că aftolav, era. Nu, la noi în sat. Eu țin minte că miercuri era. Și venea o dată în săptămână. Nu știu, că noi aveam porci, aveam găini, aveam vite, aveam cai, aveam oi, aveam nutri, iepuri, nu mai știu dacă mai avem nevoie de ceva. Nu, pentru oamenii de la țară era aftolapca asta, îți dai seama, ei cumpărau, adevărat, când venea aftolapca, cumpărau înghețată multă, cumpărau kvas. Deci asta, ceea ce nu era la țară. Mama făcea kvasul acasă, din pâine. Ciupici, halate, deci de astea cumpărau, știi? Balane. Eu n-o să uit cea mai frumoasă amintire pe care o am eu de la tatăl meu, se fie țărâna ușoară, când venea de la Bălți, că el lucra la Bălți și noi stăteam toată lumea, toți, bine, eram 5 la număr, octombrei voinice și când tata auzea clanțul la poartă, toată lumea săream, evident că el aducea... safala de bomboane, zefire, nu știu ce, și bere, și scrumbie. Ei, și evident și măsline, nu? Nu, măsline nu știam noi de măsline atunci. Măsline, mandarine, nu. Eu nici nu știam că există. Mai întoarce o părere. Bunicul meu avea de-asta de metal, de tinichea, da. Măsline în, de 5 kg. Butoiașe de-asta și le aveam deci. Voi erați mai aproape de Chișinău. Da. Mă, la Telenești, așa, de la mijloc. Tot la Telenești. La voi nu ajungeau măsline. Da, la noi era beci, la noi era beci. Se opreau. Chirișeni ajungeau. Hai să nu vorbim despre mâncare. Hai mai bine să lăsăm pe Laurențiu să ne cânte. Cu mare drag. Tot ceva legat de vară, nu? Cât de nou, cât de veche. Vara trecută, o piesă dinamică, dansantă, despre mare, despre soare, scrisă de Eugen Doibani, muzica și text. Haideți să ascultăm melodia lui Laurențiu, după care aș vrea să vorbim și despre vacanțele noastre de astăzi, de acum, de la timpul prezent, de ieri, de la altăieri și poate cele de mâine. Muzica.
Cred că nu există cuvinte nerostite până acum. Cine să-ți aducă aminte, ține-le minte, ca de veșminte. Aer dulce, aer fierbinte, lângă tine simt că respir. Orice rană devine veche, suflet pereche, suflet pereche. Chiar eu nu aș fi al tău, n-aș fi căutat pe tine său. Mai bine, mai sigur, mai eu. Chiar eu n-aș putea cânta, aș simți la fel când m-aș uita. Spre tine, melodia e ea, cântă inima mea. Melodia e ea, cântă inima mea. Ne certăm și e jocul nostru, am intrat când n-am de ales. Ne împăcăm cu fraze pe tocuri, facem înghețuri, facem și focuri. Da, e bine, da, e firesc și felul meu așa te iubesc. Și atunci când dorul ne strânge, ea îmi surâde, ea nu mă plânge. Chiar eu nu aș fi al tău, aș fi căutat pe tine său. Mai bine, mai sigur, mai eu. Chiar că n-aș putea cânta, aș simți la fel când m-aș uita. Spre tine, melodia e ea, cântă inima mea. Melodia e ea, cântă inima mea. Melodia e ea, cântă inima mea. Ce bine ar fi să nu se mai termine niciun fel. Că tot ce o să-ți dau e tot ce nu-ți va da el. Chiar de-o știi, o zi ce-o mai necontenit. Nu e prima zi, dar sunt la fel îndrăgostit. Melodie e ea, cântă inima mea. Melodie e ea, cântă inima mea. Chiar de n-aș putea cânta, aș simți la fel când m-aș uita. Spre tine, melodia e ea, cântă inima mea. Melodia e ea, cântă inima mea. Melodia e ea, cântă inima mea. Aș simți la fel când m-aș uita. Spre tine, melodia e ea, cântă inima mea. Melodia asta e frumoasă, să ține în mașină când merge spre Grecia, Italia, Muntenegru. Nu mai merg moldovenii. Acum, Ioane, ce lună este preferată de moldoveni ca să meargă în vacanță? Iunie, iulie sau august? În principiu, cea mai preferată perioadă e sfârșit de iulie și început de august. Asta e cea mai scumpă din câte știu eu. Atunci este avalanșa mare de solicitări, dar este și o perioadă foarte scumpă, când noi nu prea sfătuim turiștii să meargă în această perioadă, pentru că achită mai scump decât trebuie pentru aceste servicii care se oferă și este și foarte cald, nu este confortabil de odihnit. Desigur, sunt cei care iubesc soare foarte puternic, căldura mare să fie, dar este și problema cu concediile, pentru că anume în această perioadă și se oferă multe concedii. Care e destinația preferată pentru anul ăsta? Vreau să spun că top 3 oricum este Bulgaria, Grecia și Turcia, cum și a fost anii trecuți. Doar că turiștii din Republica Moldova deja doresc să viziteze și altceva. Nu mai pun accent pe mesele de tipul inclusiv, cum puneau acum 3-4 ani și mergeau la mare să mănânce, de parcă acasă mâncare nu este și întrebau, doar mâncarea interesa. Acum încearcă să aleagă și vacanțe unde pot vizita anumite excursii, locuri istorice. Adică nu doar să mănânci un pic și intelectual. Muntenegru, Croația, da, mai nou, da, da, da. E în topul preferințelor.
Da, da, desigur, nu este în topul preferințelor, deci nu pleacă atât de mulți oameni încă turiști în Muntenegru, este destul de departe. Eu am fost, am trecut. Dar este făcut cu mașina? Nu, cu avionul. Cu avionul? Da. Dar este foarte frumos, merită de vizitat. Spania, o țară care chiar ai ce vedea, poți combini și excursiile și marea. Acum tu cred că știi artiștii când merg în vacanță, ei merg în timpul celor două posturi, cum zicem noi. Da, 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 tot timpul când vine vedeta la noi, da, noi dorim în poste, că atunci noi știm posturile după solicitările unde vine. Noi recomandăm luna septembrie, este luna și apa este caldă. Atunci, nu, atunci de lucru, nu. Noi zicem de artiștii. Sunt hramuri, munți, cumătrii. Dar acum, în această perioadă, de exemplu, pentru multe destinații, cum ar fi Turcia, chiar Muntenegru, nu sunt lucruri la avion, adică este supra-solicitare la moment. De obicei vin valuri, dacă ar fi toată vara așa, s-ar mai pune și alte curse charter, dar sunt anumite valuri care permit. Uneori mai scump, deja tot timp plin. Da? Acum este acum plin, următoarea săptămână, dar găsim, dacă veniți. Vreau să-mi spuneți din banii voștri proprii, ca și oameni maturi, care a fost cea mai visată destinație în care ați ajuns? Noi am început cu Zatoca, cu Kobleva, cu Sergeevka, după care a urmat Bulgaria, Turcia, Grecia. Și apoi Grecia, am trecut în Muntenegru, și sigur că România, Italia. Vreau să spun că acum, din nou, dacă cât a fost conflictul acesta în Ucraina, nu prea plecau moldovenii în Ucraina, acum, din nou, a început să devină destinație destul de solicitată, adică Kobleva, Zatoca, din nou, pare exact, și prețurile, mă uit că sunt așa destul de... Apropo, eu am fost, am dacă trecut e la Balabanovka. Grecia, mai nu se știe unde e exact. Da, acolo am filmat clipul, piesa care ați ascultat-o, Cântă inima mea. Am fost exact după 20 de ani, când am fost pentru prima oară atunci în Ucraina la Balabanovka. Și practic nu s-a schimbat nimic. Infrastructura nimic, a rămas aceea. Doar prețul. Eu la Balabanovka, fiind studentă la conservator în anul întâi, am lucrat vara ca lucrător pelitoral, ca lucrător de asta muzical. Mi-am amintit de Balabanovka. E un sat, dar marea e atât de pitorească, deci nu e o plajă. Foarte frumos. Deci am ales locul acela pentru filmări. Foarte frumos. Și era plaja pustie, nu era nimeni aparcat pe plajă. Poți să filmezi în voie, n-ai nevoie de bodyguard să te păzească, să nu treacă lumea. Nici nu prea știi lumea. Pașa, o destinație de vis. Sau nu, un vis realizat deja. Probabil cea mai dorită tot a fost, cum și noi vă spunem, de Primorsk, de astea, știi, mai apropiate. Dar după aia am reușit să mai vizitez niște locuri. Dar cu siguranță nu sunt așa așteptate. Am fost la Maldive, am fost la Thailand, am fost... Super, acolo nu am ajuns. Da. Iar că acolo mi-aș dori, apropo, să ajung, încă n-am ajuns. În India. Pe mine mă sperie, de fapt, zborul foarte, foarte lung, știi? Vreau să spun, zborul acesta doar pare foarte lung, dar nu este în realitate așa de mult, nu aștept atât de mult, pentru că avioanele sunt dotate cu televizoare, cu... Privește un serial, deja ești în Maldive. Da, da, așa e. Noi am zburat. Mă lez dacă e unul de ăsta turcesc care îți place, tu mă ți-ai și eu duc s-a terminat. Da, 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 mă lez să mai zbori un pic. Rusalina, eu vreau să zic că, având niște prieteni în Portugalia, moldoveni de-a noștri, care au plecat de 15 ani, ei de vreo 10 ani tot ne chemau să venim la ei în ospeții, că și-au luat și apartament și nu aveam timp. Uite, vara trecută, peste atâția ani am mers în Portugalia și am descoperit această țară, nu, cu avionul, și am descoperit această țară, de fapt am mers pe litoralul, regiunea Algarve, da, din Portugalia, regiunea de sud, tot litoralul oceanului. De apă și e un pic mai caldă. E invers, mai rece, oceanul, deci e oceanul. Și apa e mult mai rece ca în mare, cu niște valuri enorme, cu mulți surfingiști, dar o mare nimai mare, un ocean nimai pomenit și o țară nimai pomenită. Apropo, iată, eu aș spune că ar fi o destinație foarte interesantă. Nu, am niște poze, nimai pomenite. Ai atât de văzut, au niște plaje nimai pomenite. În Portugalia, nu în partea de sud. Da. La sud? La sud. Sau unde era apa caldă? Peste tot, doar că apa într-adevăr e rece. E rece, peste tot. Eu mă gândeam că poate cumva... Ai fost acolo unde se începe deja Gibraltar. Da, acolo, nu de par,
departe, deci la Gibraltar n-am ajuns, dar noi am avut noroc de câteva zile când apa a fost destul de ok și am putut să ne scăldăm. N-am mers la Gibraltar din simplu motiv că era 50 de grade și era imposibil să te duci să faci excursie. În schimb, de acolo e foarte aproape Spania, am fost în Sevilla într-o excursie și am văzut și Sevilla, e foarte frumos. Deci eu chiar recomand această destinație, la noi în încă Spania nu... E mare e mai caldă? În Spania mare e mai caldă. Ducem în Spania. Da. În Spania am mai fost, dar uite, nu, la noi nu se promovează într-adevăr litoralul portughez, așa unde, apropo, prețurile sunt foarte convenabile și mult mai ieftine ca în Spania. Deci e o țară foarte accesibilă. Da, mare da, nu se promovează din... Nu este eu atât am de fost, tu cu ce te lauzi azi? Nu, eu mai mult în prisma turneilor am fost prin toate aceste țări. Când eram în Violonistele Moldovei, acolo în fiecare vară, o lună, două, stăteam obligatoriu în Spania și atunci, sigur că am vizitat ceva orașe, muzee, am avut ocazia să ne simțim foarte frumoase, pentru că eram 14 fete și toți băieții când ne vedeau blonde și cu ochi albaștri, mai toate eram așa. Nu știu de ce, la întâmplare am fost alese. Și vă ziceau rusoaici, probabil? Nu, da, zic, au, muceacea, wow! Erau nebuni și înfierbântați toți. Și atunci, evident că impactul dintre două culturi și națiuni avea culoarea, coloritul ei. Dar, în general, sigur că cu familia, Grecia pentru mine a fost țara de vis și rămâne a fi și probabil o să continuăm să o explorăm, pentru că este unde nu m-aș gândi în orice loc, peste tot sunt flori, plaje frumoase, oameni calzi, mâncare gustoasă, insule multe. Și nu foarte scump, Grecia apropo, e chiar accesibil pentru... Da, rămâne țara noastră de suflet deocamdată. Bine, dacă nu vorbim de hoteluri foarte scumpe, dacă e să-ți iei așa ceva... Da, dacă discutăm despre studiouri, apartamente... Da, dar în Grecia nu se merită hotelul. Iau niște taverne extraordinare și iau fructe de mare unde au... Da, Grecia e o țară unde trebuie să vizitezi permanent ceva nou, nu spunem ce spune. Tu ce te lauzi, ți-ai pus iar ochelari și te vezi undeva departe. Bine, eu sunt deja pe litoral, gata. Tu ai auzit de mare și dintr-o dată să acum. Eu am început cu mare mai insistent, așa, când Valeria a făcut 16 ani, pentru că de atunci mi-am dat seama că pot să mai ies cu ea la distracții, pentru că atunci când era micuță trebuia să stau mai mult cu ea și fiind noi două. Dar în fiecare an, luna mai, merg în Turcia, am zis de lucrul ăsta, și în luna octombrie, la fel. Și după aia am mers, cred că, oriunde mi-am dorit eu mie. Am fost și în Spania, și Italia, și Grecia, și absolut eu tot ce-am vrut. Eu vreau să te lauzi, ziceai că ai început a merge în vacanță de când Valeria a făcut 16 ani. Acum poți să te lauzi că ai fată cu diplomă în buzunar. Da, fată cu diplomă, asta, cu două diplome în buzunar. Două diplome și ți-a făcut și un videoclip nou-nouț. Da, eu ziceam, dacă prima lucrare e de diplomă, cumva. A fost inițiativa ei atunci când am lansat piesa și a zis, mami, eu am zis că tu trebuie să te filmezi în rolul principal. Și a zis, atunci o lași pe mâna mea și pe actriță și pe actor și tot. Și a fost ea regizorul acestui videoclip și mă bucur enorm de mult că videoclipul a plăcut, doar că l-am lansat anul trecut exact pe 31 august. Pentru că nu a reușit ea cu examenele. Păi dacă tu mergi în vacanță în octombrie, era exact ok. Exact, era ok, doar că în acest an e videoclipul nou-nouț și e o melodie nouă pentru multă lume. Deja acea melodie a ajuns ascultată și hai să lăsăm imaginile să vorbească și să vedem împreună de vină-i vara. Și mi apare o poze tu
este vara. Și noi am vorbit de unde ați fost voi până acum, dar nu am vorbit de unde vreți să mai mergeți și unde vreți să ajungeți. Eu vreau în India. În India? Dorința mea cea mare, vreau să merg în India, dar pentru o lună de zile vreau să merg să meditez să acolo. Meditezi. Da, e să stau acolo, să merg de sculță, să dorm pe laiță. După Sandia Viorica Nagacevski, pe care am citit-o, să știi că e și un vis de-al meu. Nu știu dacă ați reușit să da, citiți cartea. Am citit și aș vrea să plec în India. Noi avem un ghid specializat. Despre meditații, despre întâlnirea cu... Înainte de aceasta. Da, trebuie să te pregătești. Da. Eu m-am documentat foarte tare atunci când am vrut să merg în India, pentru că am avut mai mereu gândul ăsta să merg și ziceam, ce o să fac acolo? Trebuie să faci un vaccin? De ce? Da, trebuie să faci o vaccină. Este recomandat să faci un vaccin. Da. Păi, despre asta ziceam, că e o țară foarte, foarte contrastantă. Deci e mult, multă... Pentru siguranța ta sau pentru că se pentru cere... Pentru siguranță, pentru sănătate. Pentru sănătate. Despre asta zic, chiar râul ăsta lor, acolo se aruncă tot în râul acela, deci absolut, inclusiv și cadavrele. Deci îți dai seama, eu de exemplu, Victoria zice că vrea în India, probabil asta e unica țară în care eu n-aș vrea să ajung. Nouă ne place, noi suntem adepții mersului cu mașina în vacanțe, pentru că ai ocazia să explorezi, să te oprești unde vrei, să mănânci unde vrei, da, ce vrei. Și atunci, având și copil mic, este mult mai comod din punctul ăsta de vedere. Orice necesitate ți-o poți organiza singur, fără mari probleme. Tare repede se scurg minutele în emisiunea asta. Ne cânti tu, facem un cuvânt de final și-l ascultăm și pe Pașa. Cu mare drag, este o piesă semnată, de fapt, pe versurile lui Adrian Păunescu, muzică Oleg Baruliu, cântec femeiesc. Doar niște ele ce-i slujesc pe ei. Ei neglijenți, iar ele foarte calme, ei încurcând ce ele limpezesc. Ei numai fânt și ele numai palme, acesta e destinul femeiesc. Și-n fond ce fac femeile pe lume, nimic oresc, nimic impunător. Schimbându-și după ei și drum și
rămâne timp doar să facem cuvântul de final și vreau să vă rog pe fiecare în parte să le spunem oamenilor de acasă cum să punem lucrurile la locul lor pentru ca să ne ajungă și timp și bani de vacanță în fiecare vară. Pentru că știți cum e moldoveanul, dacă vezi o mașină de nisip la poartă, știi că omul e în concediu și cam cu asta ne ocupăm tot timpul liber, cu sapa în grădină, cu schimbatul draperiilor și văruitul pereților, că de asta are omul concediu o dată la 365 de zile. Oamenii, cei care muncesc, merită și ei să meargă măcar o dată la 10 ani la mare, pentru că părinții mei exact același lucru, am să zic, nu au fost și nu au reușit să meargă la mare. Dar dacă îți programezi și aduni într-un chimira tău acolo câte 10 lei în fiecare zi, eu sper să ajungă poate la Sergiev ca măcar. Cei care am impresia că și în Grecia reușești să ajungi, pentru că noi ai fost într-un împreună cu Ion, foarte ieftin, apropo. Cred că mai mai ieftin pentru noi, ieftin, pentru noi ieftin ar fi 300-400 de euro, ar fi ieftin. Când îi spui omului de la țară care primește un salariu de 2000 de lei, îți dai seama și trebuie să-și mai întrețină un copil, să mai achite ceva, e altă. Acum, noi dacă nu ne uităm după bani, atunci eu le-aș dori, în primul rând, să viseze, să viseze frumos și să-și lase grijile și gândurile care ne duc în altă parte. Dar și la țară, măcar o săptămână, să-ți permiți să nu te trezești la ora 4 și să faci amiază. Întrăim într-o lume grăbită, într-o lume cosmică, o goană după bani, dar trebuie să găsim timp și într-o odihnă, să lăsăm tot la o parte, așa să ne rezervăm timp pentru vacanță, să ne încărcăm bateriile pentru a realiza alte lucruri frumoase, noi cântece, noi videoclipuri, concerte. Eu vreau să zic un lucru, că nu e neapărat să-ți organizezi vacanța la mare, da? Tu poți să îți faci vacanță și acasă și chiar anul ăsta mi-am demonstrat sigură mie, drept că în vacanța de iarnă, neajungând anul ăsta la munte, mi-am dat seama că atât de bine am petrecut vacanța de iarnă aici, fiind acasă. Am vizitat foarte mulți prieteni, am mers, am văzut lucruri frumoase, iar vară, cu atât mai mult poți vedea multe lucruri frumoase aici la noi în Moldova. Nu costă atât de mult. Faceți-vă mici vacanțe de astea, de zile de bihnă și astea tot te descarcă cumva, te încarcă. Și apoi fiecare poate să plece unde își dorește după posibilitate. Nu prea are. Este important unde mergi, dar este important cu cine mergi. Exact. Și v-aș recomanda să, dacă mergeți undeva, neapărat să mergeți cu persoane vesele, care nu plâng. Chiar vorbesc serios. Morăcănoase, da. Pretențioase, exact. Pesimiste. Toți spun că nu avem bani. Da, nu avem cât dorim, dar să ne lăsăm și puțin pentru odihnă, pentru că emoțiile sunt din amintiri, nu din reparații. Asta voiam să aud pe final de emisiune. Melodia ta am lăsat-o special pentru final. Îmi e tare dragă și vine cumva ca un motou logic la final. E frumos în lumea mare, dar cred că totuși cel mai bine este acasă, alături de cei dragi, optimiști, așa cum ai zis chiar tu, așa că scena te așteaptă. Tuturor o vară frumoasă și așteptăm poze optimiste, poze care să ne încarce și pe noi de energie și dacă tot aveți nevoie de vacanță ca să creați, atunci aveți în vedere să nu rămâneți restanțieri la toamnă. Așteptăm melodii frumoase, videoclipuri gustoase și poftă de muncă începând cu 1 septembrie. Mulțumim. Iar celor de acasă, simplu ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. O seară bună tuturor! Acasă înflorită, o trandafiri, acasă mă așteaptă cineva și pot citi în dulcile priviri. Atât de dor ne-a fost de a ne vedea, atât a timp s-a scurs pe undeva, cumva. O grada ți este plină de amintiri și ascunde în umbra ei povestea ta. Și într-un glas cu ea și tu respiri, aș vrea să pot să o simt și eu așa, așa cum o simțeam și eu cândva, cândva. Vreau
să mă întrebi în șoaptă lângă nucul de la poartă, când să mă aștepți cu pâine caldă din cuptor. Vreau să-ți povestesc în șoaptă lângă nucul de la poartă, cum se-ți bate inima de dor. Mersul mi-l-a cunoscut, dar mai grăbit mă duci spre casa mea. Pășesc de parcă aripi mi-au crescut, atât mare dorul mi-e de ea. Ascultăm cum se zbate inima ea. Iarbă verde s-a țesut și verde s-a făcut și via ta. Păcat, dar anii care au trecut nu pot rămâne versi oricât aș vrea. Se-i pot opri, nu e în puterea mea. Aș vrea, aș vrea să mă întreb din șoaptă lângă nucul de la poartă, când să mă aștepți cu pâine caldă din cuptor. Vreau să-ți povestesc din șoaptă lângă nucul de la poartă, cum se-ți bate inima de dor. Vreau să mă întreb din șoaptă lângă nucul de la poartă, când să mă aștepți cu pâine caldă din cuptor. Vreau să-ți povestesc în șoaptă lângă nucul de la poartă, cum se-ți bate inima de